Bună ziua, dragi prieteni din Balanță! Haideți să vedem la Balanță. În dragoste. În zarurile. Aici văd o situație în care sunteți puțin triști, dezamăgiți. O supărare trecătoare și că vă întrebați de ce s-a întâmplat așa, de ce este așa. Eu văd această persoană ori că mai are pe altcineva, ori o altă familie, dar că vrea să fie cu dumneavoastră, că vă iubește sincer, dar este o situație grea, complicată, văd atracție, văd că totul va fi în echilibru, deci nu văd despărțire, dar parcă mai văd o persoană în viața acestei, la cine vă gândiți, mai văd pe cineva. Poate nu la toată lumea, dar la unii da. Și totuși vă văd și pe dumneavoastră cu copii, cu o legătură strânsă, cu ceva ce vă leagă, poate fi un copil, poate fi o afacere, dar vă totuși că sunteți în destin, că nu vă despărțiți, că așa este să fie. Văd și multă tristețe, mai văd că mai aveți pe cineva în minte, multă tristețe, dar nu că aveți dragoste cu acel cineva, doar că poate vă susține, vă iubește, dar dumneavoastră nu. Aveți multe persoane bune în jur. Vă văd cu o întâlnire, cu o recuperare a cuiva. Vești bune, văd o femeie care vă ajută, sau poate fi vorba de femeia la care vă gândiți, dar mai aveți pe cineva. Sau și acea persoană poate să mai aibă pe cineva. Sigur, sigur, acea persoană, da, poate și dumneavoastră. În consultațiile private sunt mai clare și pot să spun exact. Dar așa, în general, eu așa văd. Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.